Îmi readuc foarte bine aminte și chiar erau de față unii din fiii duhovnicești ai Sfintei noastre mănăstiri. Când în trecut și deseori curgea Sfântul meu din icoana făcătoare de minuni, erau care nu vedeau minunea. Și mai tot timpul cârteau și se îndoiau. Ba chiar puneau și degetul. Apoi, într-una de zile, tot auzindu-se că curge Sfântul meu din icoana făcătoare, care există în monumentul istoric, unde este recunoscută de mii și mii de pelerini și tămăduitoare, în altul preasfințitul actual patriarh a trimis pe Părintele Clement Haralam, care este marele ecclesiar la Sfânta Patriarhie, la Catedrală, să vadă dacă este adevărat. Și a fost dus chiar și la laborator și a venit și a luat epitrahirul, Părintele care are o viață foarte îmbunătățită. Este un duhovnic iscusit, care l-ați cunoscut, a fost și stariț de Sfânta Mănăstirii Treierat, Sfântul Treierat, a fost și exact cu Sfântul Mănăstirii și evlavia pe care o avea față de Maica Domnului, s-a închinat frumos și a luat pe bată și a văzut minunea Maicii Domnului. De altfel, cum mergem și la Sfintele Moaște, care ne-a binecuvântat milostivul Dumnezeu, țara noastră, popor binecuvântat, România, majoritar creștini ortodoxi, cu niște comori, perle, să spun. Sfintele Moaștei din țara noastră, aș lua spre exemplu cel mai viu și mai Sfânta Preacuvioasă Mulmilostivă Parascheva, dar nu numai, Sfântul Dimitrie, Sfânta Tiroteia, Sfântul Ioan de la Suceava și alți mulți, mulți sfinți care noi îi cinstim și avem evlavie. Ne-a lăsat Dumnezeu atâtea sfinte icoane făcătoare de minunea Maicii Domnului. Am spus deseori că Maica Domnului este pretutindeni până la urmă și în căsuța dumneavoastră. Depinde cum o prețuiți, cum o cinstiți și bine ar fi să nu o cereți în ajutor doar când aveți nevoie. Să nu treacă minut din viața frăților voastre fără să spuneți, Măicuța Domnului, ajută-mă, Măicuța Domnului, milostivește asupra casei familiei mele. Cum spuneam, bine, în fiecare dintre noi există un Toma necredinciosul, și trebuie să cerem iertare lui Dumnezeu zi noapte, că și noi suntem care ne-am îndoit deseori de toate minunile văzute și nevăzute. Mai puțin ne auzim să vină, Părinte, învățați-mă cum să mă rog, cum să-mi fac pravila și canonul, cum să țin post, când și cum și cât. Câte metanii se fac pe zi, câte închinăciuni, rare ori auzim să ceară acest sfat. Dacă auzim de o minune și n-am văzut-o dacă e așa cu adevărat, adică noi vrem ca Dumnezeu, îi poruncim să ne arate, să vedem cu ochii noștri păcătoși, care este cu neputință. Dumnezeu arată semne și minuni și pe cer, și pe pământ, și prin copii, și prin oameni, care noi nu le simțim și nu le vedem. Și prin solii lui Dumnezeu, care propovăduiesc și nu le simțim, nu le auzim. Măicuța scumpă a Domnului să vă răspătească și să vă numere chiar 2-3 pași făcuți de la poartă până în biserică, Măicuța Domnului. Măicuța scumpă, când vă duceți la Sfânta Icoană, pe doar de minuni, și vă spuneți durerea și cererea, să vă primească tot ce puneți la Măicuța Domnului, atât a celor bolnavi din familie și a dumneavoastră, și să vă ocrotească și să nu uitați și să nu uităm, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru darul divin care este viața Hristos.
este un dar divin de la Dumnezeu, auzim pe unii că mă simt mai ușurat. Am înțeles ceva astăzi în predică. Am fost la Măicuța Domnului și am simțit o putere. Că m-a ajutat Măicuța Domnului. S-au împus duminica trecută o cerere și Măicuța Domnului mi-a împlinit ceea ce am spus.